Alarma s-a dat la ora 10 când un angajat al maternității a sunat la 112 și a solicitat intervenția pompierilor pentru un incendiu izbucnit la etajul 2 al clădirii. Doamnele sunt conștiente fără intoxicație cu fum. Nu cu probleme. Aici probleme pe lateral. Sunt persoane intoxicate? Da, au fost persoane intoxicate care au fost evacuate și trimise către serviciul de urgență spital. La fața locului s-au deplasat peste 50 de pompieri care au intervenit cu 8 autospeciale de intervenție, atât pentru evacuarea și salvarea victimelor din rândul personalului medical, a lăuzelor și nou-născuților, cât și pentru stingerea incendiilor. Pompierii spun că în astfel de situații reacția personalului maternității în ce privește evacuarea mamelor și a copiilor până la venirea forțelor de intervenție este extrem de importantă, iar exercițiul a fost organizat în special pentru a testa această reacție. Este util fiindcă am observat pe timpul exercițiului, chiar și înainte în partea pregătitoare a lui, cadre medicale cu experiență, să știți că sunt, apare partea de emoție firească oamenilor. Ne putem aștepta la surprize, oamenii sunt imprevizibili și noi trebuie să le avem în calcul toate evenimentele. Am urmărit în primul rând o reacție rapidă, reacție corectă din partea cadrelor medicale pentru evacuarea în condiții de siguranță a tuturor pacienților. Pentru ca simularea să fie cât mai reală, în exercițiu s-au folosit manechine în locul bebelușilor, iar rolul mamelor a fost preluat de angajate ale ISU Mehedinți.